nu-ți uita niciodată gusturile acasă atunci când pleci la cumpărături, chiar și atunci când mergi la supermarket pentru aprovizionarea periodică. Nu lăsa obișnuințele și inerția să-ți umple coșul, ci ascultă-ți gusturile și alege alimente care să aibă gust. Pentru că producția de masă alimentelor a făcut ca acestea să-și piardă savoarea și proprietățile nutritive. Sunt invocate tot mai des în ultima vreme gusturile românești de altădată, care pot fi recuperate, după cum ne arată o inițiativă a lanțului de magazine Mega Image. Gama Gustul Românești este o marcă proprie creată de Mega Image, exclusiv pentru piața din România. Sunt producători mici, sunt producători locali, producători care au rețete tradiționale și care am spus noi că merită să fie reuniți sub același brand de Gustul Românești. Brandul a fost introdus în urmă cu 2 ani, iar numărul de sortimente din gama a crescut treptat, datorită succesului la cumpărători. După o perioadă destul de lungă în care preferințele românilor au înclinat spre produsele de export, alimentele românești încep să recâștige terenul pierdut. Gustul pare să joace un rol esențial în această revenire, într-un acasă culinar. Însă un argument în plus vine să ne convingă să punem în coșurile noastre produse românești. În felul acesta, banii noștri vor rămâne în țară și vor contribui la ridicarea economiei naționale. Fă-ți așadar cumpărăturile cu gust și caută etichetele purtând marca produs în România.